Bun găsit! Vorbim astăzi despre prezența lui Marte în Săgetătorii. Intră în această zodie pe 24 noiembrie și stă aici până pe 4 ianuarie. Mai ales prima parte, 24 noiembrie, 7 decembrie, este dificilă pentru că formează aspecte tensionate cu Luna Neagră, este acolo și Soarele. Marte în Săgetătorii este foarte dornic să acționeze într-un mod revoluționar, foarte vizibil pentru mase mari de oameni. Deci spunem cu voce tare ce avem de spus, multă lume va fi foarte vocală. Sigur, în numele unei justiții, a unei dreptăți pe care o apărăm sau a unor principii morale pe care le susținem. Și este foarte bine că se întâmplă așa, este o poziție puternică a lui Marte în Săgetători, bate în tobe și face multă gălăgie. Deci și noi trebuie să batem în toba noastră a crezurilor, principiilor, ideilor, viziunilor, schimbărilor pe care vrem să le aducem, libertăților pe care vrem să le cucerim. Toată lumea va face asta. Dar aspectul tensionat cu Luna Neagră din Fecioară, Fecioară foarte pragmatică de altfel, spune: crezurile acestea, regulile acestea pe care le promovezi, dreptatea aceasta, este funcțională, este vindecătoare, este cea mai bună variantă și versiune, pentru că Săgetătorul este multiplicator și diversificator. Așa că există mai multe adevăruri, mai multe dreptăți, mai multe soluții, mai multe viziuni, mai multe viitoruri posibile pe care oamenii le văd. Și numele acestor idei, gânduri, paradigme, crezuri, oamenii se conduc către diverse versiuni de viitor și vom avea de-a face cu acest Marte în Săgetător cu alegeri complicate în fața unor multiple posibilități care ni se așează în fața ochilor. Mai multe soluții pe care le vedem, soluții pe care, cu care vin și alții și pe care trebuie să le armonizăm. Posibilități de acțiune care duc la consecințe diverse. Oameni diversi cu care putem colabora, care duc la acțiuni și efecte diverse. Ori această multiplicitate, aceste posibilități ramificate care se desfășoară în această perioadă până spre 4 ianuarie, pot complica lucrurile, ne face foarte dificilă alegerea. Și de fapt, Săgetătorul vorbește, printre altele, de alegeri dintr-o noian de posibilități, unele mai puternice și mai clare, altele mai estompate. Și atunci avem nevoie de niște criterii de alegere. Iar aceste criterii de alegere trebuie să fie cât mai înalte, mult deasupra necesităților obișnuite, nevoilor obișnuite, în conștiință, acolo un spirit care acoperă orice formă de realitate, cumva. Deci, cu cât o idee mai înaltă, mai generoasă, mai principială și mai spirituală, cu atât acoperă toate versiunile în care se poate manifesta și asigură armonia lor. Cu cât suntem mai iertători, mai împăcați, mai înțelepți, mai clarvăzători, mai detașați și mai sereni, cu atât vom avea soluții mai bune peste timp, ale căror efecte vor fi mulțumitoare peste timp. Dar deocamdată, cu Marte în Săgetător, e bine să nu ne speriem dacă avem un noi an de posibilități și nu știm ce să alegem. Și să vedem cum se descurcă cu lucrul acesta fiecare zodie în parte. Berbecii. Multe lucruri de rezolvat, poate chiar pe cale juridică sau cu foarte multe acte. Și trebuie să se zbată chiar ei pentru a discuta cu o persoană de care depind anumite acțiuni pe care vor să le facă, de aprobarea, de colaborarea, de înțelegerea, de acceptarea sau de dreptatea căruia ei depind. Și mai ales în prima parte, până pe 10 decembrie, bat la multe uși și somează. Chiar și autoritățile să le dea răspunsuri, sunt certăreți sau foarte gălăgioși când e vorba de apărarea drepturilor lor și e foarte bine că se întâmplă așa. Atenție la acte, atenție la drumuri, berbecii care fac drumuri, atenție la drumuri, fără grabă, fără precipitare, pentru că e bine să fie mai atenți ca altă dată și atenție și cum gesticulează sau se comportă, pentru că le poate fi imputată o obrăznicie sau un exces. Pentru tauri, Marte în Săgetător aduce foarte bună perspicacitate în felul în care luptă pentru banii lor, dreptatea lor financiară, bani pe care unii tauri trebuie să-i recupereze, alții nu vor să-i dea, aici e vorba de taxe, și se pot lupta pentru a demonstra că unele taxe sunt excesive, că au fost păgubiți,
că merită mai mult, trebuie să li se dea mai mult, că nu li s-a dat destul. Și în relațiile personale, în relațiile de iubire, sunt la fel de vocali. Că calculează foarte atent ce trebuie să primească sau ce e nevoie să dea ei. Atenție și la relația cu copiii, pot descoperi unele comportamente nepotrivite și trebuie să discute despre asta. Pentru gemeni, Marte în săgetător. Îi face foarte atenți la calitatea oamenilor cu care se înconjoară și poate se miră și ei de ce unii oameni vorbesc într-un anumit fel despre ei, prea bun sau prea rău. E vorba de felul în care au știut să-și selecteze oamenii. Unii lingușesc, îi laudă fără acoperire, alții îi resping, alții nu suportă anumite trăsături ale gemenilor și stau să se întrebe cum au picat în acest context. Nu ei au ales? Nu ei au acceptat acești oameni în preajma lor? Poate fi o perioadă foarte certăreață sau cu gesturi imprudente sau cu gesturi care pot să-i alunge pe unii oameni. Poate nu le pasă și vor să scape de ei, dar pot alunga și persoane nepotrivite, pentru că sunt foarte vocali. Reacționează gemenii la ceea ce fac ceilalți, dar faptul că ceilalți sunt prezenți în viața lor nu e vina neapărat a celorlalți. Deci, curățenie în relații. Pentru raci, corectitudinea relațiilor profesionale, dar și felul în care se simt în mediul profesional este luat în discuție de acest Marte în săgetător. Clasic Marte în săgetător vorbește de drepturi și de ordine la locul de muncă. Cine nu respectă ceva. Și pot fi foarte interesați racii de regulile pe care și ei trebuie să le respecte, dar și ceilalți. Și vorbesc foarte mult. Am hotărât, am stabilit, am semnat. Am planificat într-un anumit fel și lucrurile nu se desfășoară așa. Dar trebuie să vină cu acte, cu dovezi, cu martori sau cu mărturii pentru a reglementa lucrurile. Unele persoane la locul de muncă pot fi toxice, dar și unele activități pot fi toxice și aici e nevoie de reparații. Pentru lei, spirit de aventură și nevoie mare de libertate cu acest Marte în săgetător. Și unii doresc să se îndrăgostească, să reaprindă pasiunea în inima lor. Nu e vorba numai de o relație romantică, să facă ceva cu tot dragul și cu toată pasiunea și să pot orienta către pasiuni sau hobby-uri pe care le aveau cândva în tinerețe. Dau puțin în mintea copiilor, pentru că vor să se bucure de viață. Și le e capul la distracții sau unii lei pot hotărâ niște aventuri foarte costisitoare ca timp, ca energie, ca bani. Unii vor să cheltuie mai mult decât își permit, alții vor să înceapă o acțiune care e un pic riscantă. Atenție la cuadratura cu luna neagră, nu prea sunt bani pentru toate poftele, care sunt foarte mari acum. Deci trebuie să inventeze o modalitate de îmbucurare fără cheltuieli de timp, de energie și de bani inutile. Pentru fecioare vorbim de un Marte în săgetător care aduce multă agitație în cămin. Ori ele nu-și găsesc locul, nu le place ce se întâmplă cu cine sunt, musafiri care vin și nu mai pleacă sau prea multe activități și toate deodată și care mai mult le agită decât le ajută să se ordoneze și să se organizeze. Tot felul de gospodăriri în casă care le sâcâie sau pentru care nu au suficientă energie, pentru că luna neagră este în semnul lor zodiacal și le face destul de nemulțumite de felul în care se mobilizează sau de direcțiile în care trebuie să-și ofere atenția și energia. Pot fi discuții în casă, cine ce face, cât face sau pentru că s-a întârziat că nu s-a făcut și aceste certuri le obosesc. Aceste disciplinări pe care poate cineva le impune în familie le enervează și nu prea sunt răbdătoare în această perioadă. Balanțele. Acest Marte în săgetător poate aduce balanțelor chef de alergătură. În stânga, în dreapta, vizite pot bifa într-adevăr cu multă agilitate multe obligații de pe lista lor. Atenție mai ales la balanțele care fac drumuri între localități sau drumuri lungi sau își propun tot felul de excursii, pentru că acolo luna neagră spune că pot exista și desincronizări, care poate să ducă până la a tăia de pe listă o călătorie, o deplasare sau o întâlnire cu cineva. Altfel este multă mișcare, agenda se poate schimba de la o zi la alta,
riscă să pună presiune pe cei din jur cu care nu se prea sincronizează sau nu prea au chef de tot ce spun și tot ce vor și tot ce din ordine dau balanțele și pot exista discuții, dispute sau așa sunt fentate astfel încât să nu se întâmple cum zic ele. Complicat pentru balanțe, mai ales în comunicare. Pentru scorpioni, Marte în Săgetător poate aduce cheltuieli neprevăzute, nu la inițiativa lor, ci la inițiativa unei persoane, stau să se gândească dacă s-o refuze sau nu, poate fi chiar partenerul de viață, care are niște pofte. Apoi pot primi diverse invitații la anumite evenimente, dar care îi face să bage mâna în buzunar sau așa ar trebui și nu prea au chef. Trebuie să reziste tentației de a cheltui, pentru ei sau pentru alții. În schimb, cu multă eleganță, cu multă înțelepciune, făcând apel la cultura lor, la farmecul lor, la magnetismul lor, pot să se scoată prin servicii pe care le oferă, prin amabilități, pot să se scoată mai bine decât prin cheltuieli financiare foarte mari, dar și de timp și de energie. Atenție la relațiile colective. E o nevoie mai mare cu Marte în Săgetător de a le fi văzute calitățile, abilitățile, aptitudinile și talentele și pot constata că multă lume nu-i bagă în seamă cât ar vrea ei. Pentru Săgetător cu Marte în semnul lor zodiacal este normal să fie în formă, să aibă energie și să dorească să-și o folosească, să mai liber, mai independenți, mai curând spun nu decât spun da. La foarte multe propuneri, invitații sau mai ales obligații. Și nici nu le face bine să-și consume energia în sarcini și îndatoriri pe care poate nu le-au ales sau de care nu au chef acum și nici nu știu sau nu vor să le onoreze acum sau nu fac treabă bună dacă fac ceva forțat și obligat. Și vor spune de multe ori nu pot sau nu e cazul pentru mine, pur și simplu. Unii vor considera obraznici, alții vor spune vai, dar cum te-ai schimbat, erai așa de răguț înainte. Dar asta e perioada prin care trec, vor face doar acele activități prin care se simt bine. Pentru Capricornul Marte în Săgetător, ce îi anunță că trebuie să-și menajeze energia. Foarte bun pentru sănătate. Nu toate articulațiile poate că nu funcționează foarte bine, zona șoldului, mai ales spate, lombar. Și asta îi poate țintui pe unii Capricorn la pat. Ocazie cu care reflectează la drumurile pe care fac, acțiunile pe care le fac, planurile pe care sunt toate bune, toate obiectivele sunt bune, sau faptul că au ezitat să se implice în anumite activități a fost bine, nu s-au implicat din încăpățânare, pentru că nu controlează ei lucrurile, ci altul a venit cu inițiativa. Deci aceste blocaje pot fi date de lucruri pe care le fac, dar nu mai sunt potrivite pentru ei, sunt eforturi excesive, sau lucruri pe care nu le fac, se închistează, energia rămâne blocată și poate duce la durere. Deci au nevoie de un timp de reflexie, un timp pentru ei, mai puține drumuri sau să se ducă într-un loc unde se pot piti și pot reflecta. Pentru Vărsători poate fi o perioadă de agitație socială, multe întâlniri de grup cu multe persoane sau pregătesc, vorbesc, intenționează niște acțiuni de grup. Aspectele sunt tensionate, mai ales în privința banilor. Sunt costuri. Trebuie să scoată bani din buzunar. Nu prea au de unde. Mai trebuie să mai ceară și altcuiva să scoată bani din buzunar pentru niște acțiuni comune și nu știu cum să o facă. Poate fi complicat. Au energie, au vizibilitate, au chef să facă lucruri cu lume și cumva trebuie să fii atenți la gesturile și cuvintele pe care le spun, pentru că unii oameni pot spune, vai, dar nu te-am crezut așa, vai, dar n-am crezut despre tine asta. Deci pot cumva șoca, uimi, ului, dar nu neapărat în sens pozitiv, anumite persoane care îi pot considera prea mult, excesiv sau pur și simplu nerealiști și nu se mai alătură lor. Pentru Pești, acest Marte în Săgetător aduce multe responsabilități. Parcă sunt într-o cursă contra cronometrului în această perioadă să facă foarte multe lucruri și o fac cam singuri. Iar dacă colaborează cu cineva, trebuie să cam stea cu gura pe oamenii aia. Și mai mult fac ordine, disciplină, pun biciu decât lucrează efectiv cu drag și plăcere la niște realizări. Apoi, obligațiile pe care le au la locul de muncă, în special și în relația cu șefii, nu le place deloc. Unii au sentimentul că ceilalți fac abuz de putere, ori se victimizează și le cer servicii, ori în numele autorității pe care o au și pe care o cam încalecă, le cer lucruri cu care ei nu prea sunt de acord și spun, da tu faci, da tu ți-ai bifat treaba.
Și poate că e o măsură bună să oglindești ce nu face celălalt, dar asta nu face relațiile armonioase. Dacă își asumă lucrul ăsta, atunci e foarte bine. În schimb, pot realiza mai multe prin ce pot face pe cont propriu. Să ne fie bine tuturor!